vreme v-am cercetat ca să vă spun că nu vă părăsesc. Și că sunt Dumnezeul cel drept, mare și atotputernic pentru cei ce cred acest lucru. De aceea, poporul, iartă, pregătește-te. Că ceea ce ți-am vestit este aproape și se va întâmpla. Dacă nu vei avea putere și dacă vasul nu va avea rezervă în vas, greu îți va fi, căci vântul și furtuna te va îngenunchea și te va pune la pământ. Un tăvălug, zice Domnul, se va simți pe pământul acesta. Și o nebunie a nebunilor va fi lăsată. Și suferința se va simți și goana după a scăpa se va dori cu toată inima și nu va fi găsită. Dar iată, zice Domnul, când tăvălugul va veni, iată, zice Domnul, voi lăsa rânduri care nu vor fi atinse. Voi lăsa, zice Domnul, loc în care copiii mei să poată să stea la adăpost, să poată să primească hrană și să poată să aibă conexie cu mine. Dar ascultă-mă, poporule, aceste locuri va trebui să le găsești de-abia acum, pentru că atunci ele nu vor fi văzute și nu vor putea fi cunoscute. Te iubesc, zice Domnul, și voi fi cu toți aceia care mă vor căuta, care se vor baza pe mine, care vor sta în circumferința puterii Duhului meu cel Sfânt. Vor simți protecția, vor vedea puterea și numele meu îl voi lăsa peste ei. Sunt mai aproape să vin decât mă gândiți oricare dintre voi. Lumea și cu ce în ea e într-o coană și într-o viteză în care nu a mai fost niciodată după a strânge și după a via. Și lucrul acesta, păcatul acesta a intrat între credincioși. Și iată că mulți dintre ei care nu mă mai văd spun cu gura, dar inima lor nu e a mea, zice Domnul. Vor fi puși la pământ și nimeni nu-i va mai putea ridica. Ferice va fi de voi, poporule, dacă vei înțelege și astăzi, cât încă soarele meu e pe cer, cât încă căldura e simțită de toți, cât încă puteți să strângeți un de lemn în vas. Iată, zice Domnul, sunt acela care vă dau un cuvânt și vă spun. Puneți-l la suflet, citiți-l, meditați la el, zice Domnul. Citiți, zice Domnul, Luca 21, versetul 34, 35 și 36. Amin. Amin.